Bună ziua, prieteni! Eu sunt Niculina și bine ați venit la mine! Astăzi facem humus cremos cu năut. Îl pregătim foarte repede, în aproximativ 5 minute. Ne trebuie o cutie de năut scursă de apă, 3 linguri de tahini, 2 linguri de ulei de măsline, 2 linguri de zeamă de lămâie, o jumătate de linguriță de boia dulce, o jumătate de linguriță de sare și 2-3 linguri de apă. Punem în paharul robotului boabele de năut, 3 linguri de tahini, aveți rețeta cu pasta de susan sus sau dacă nu, o găsiți jos în descriere. 2 linguri de ulei de măsline, 2 linguri de zeamă de lămâie, o jumătate de linguriță de boia dulce, o jumătate de linguriță de sare. Punem capacul și închidem. Lăsăm să se amestece totul foarte bine, cam 2-3 minute, până obținem o pastă fină și cremoasă. Deschidem capacul și ne uităm, vedem compoziția pastei. Avem o pastă prea groasă, punem cele 2 linguri de apă. Închidem și mai lăsăm să se amestece cam 20-30 de secunde. Pasta noastră de năut este gata. O punem într-un castron și o putem servi cu pâine prăjită sau proaspătă, cu roșii sau cu salată. Totul depinde de noi. Este atât de gustos și sățios. Îl servim la micul dejun sau când dorim, pe timpul zilei. Este bun în orice moment al zilei, având o mulțime de proteine bune. Este foarte sățios și cremos. Îl păstrăm la frigider, acoperit cu un capac, cam o săptămână. La mine, desigur, a dispărut imediat. Asta este tot. Poftă bun! Vă mulțumesc și vă aștept la următorul deliciu, pregătit cu mare drag pentru voi. La revedere!